Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întors de la summitul NATO de la Vilnius și le-a mulțumit aliaților pentru sprijinul acordat țării sale. Un mesaj special a fost pentru președintele României. Pan prezident României, dякую за роботу над хабом для тренування пілотів. Дякую за підтримку нашої співпраці на Дунаї та у Чорному морі. Дякую за надзвичайно добрі та шляхетні слова про наших воїнів, про увесь український народ. În acest timp, armata rusă a lansat pentru a treia noapte la rând drone asupra capitalei Ucrainei. Zeci de explozii au fost auzite în cel puțin patru cartiere ale Kievului, unde resturile dronelor distruse în aer de apărare antiaeriană au provocat pagube materiale și incendii. Într-un bloc unde a avut loc un incendiu a fost găsită o persoană fără viață. Cel puțin alți patru oameni au fost răniți, au anunțat autoritățile locale. I was in my apartment and suddenly I hear boom, then alarm, and I go down to the ukrytia. Pe de altă parte, un general rus a acuzat Kremlinul că l-a demis din funcție pentru că ar fi spus adevărul despre situația de pe frontul din Ucraina. Generalul Ivan Popov a spus că soldații ruși au fost trădați de eșecurile comandanților armatei ruse. Un alt general, Sergei Surovikin, cel care a condus invazia rusească în Ucraina, nu a mai fost văzut de la rebeliunea mercenarilor Wagner de la finele lunii iunie. Lămurirea a adus ministrul rus de externe, care a afirmat că generalul Surovikin se odihnește. Șeful diplomației ruse a comentat și situația acordului privind transportul de cereale ucrainiene pe Marea Neagră. Acordul expiră luni și nu există semne că Moscova ar fi de acord cu prelungirea acestuia. О каких-то новых предложениях мне неизвестно, но, судя по всему, речь идет о том, что президенты Путин и Эрдоган обсуждали уже давно. Moscova a amenințat în repetate rânduri că se retrage din acordul mediat de Turcia în cazul în care nu sunt ridicate sancțiunile internaționale asupra îngrășămintelor sale agricole.